un buzdugan din secolul al XVII-lea, exponat deosebit la bastionul Maria Terezia. În colecția de arme a Muzeului Național al Banatului, vizitatorii pot admira o piesă rară de artizanat și istorie militară. Capul buzduganului este executat din alamă, prezintă o formă inedită de ceapă decorată cu aripioare semicirculare, 9 dintre ele intacte și 3 rupte, evidențind uzura și vechimea sa. Mânerul, realizat din lemn și îmbrăcat în alamă, este întărit cu 2 inele decorative care prezintă gravuri geometrice și nervuri paralele. La partea inferioară, sub marginile de alamă, se găsesc 2 inele, cel inferior fiind stilizat cu o margine zimțată. Buzduganul reflectă evoluția armelor din perioada preistorică până în Evul Mediu, când a devenit o armă predominantă atât pentru infanterie cât și pentru cavalerie. Buzduganul poate fi văzut în expoziția de arme situată în mansarda B1 a bastionului Maria Terezia de miercuri până duminică între orele 10 și 18.